Legea plaștă niște câteva mecanisme de scheme de sprijin referitor la energie regenerabilă. Sunt două scheme de suport de stat și este un mecanism care se numește contorizare net. Când vorbim de schema de sprijin numărul 1, preț fix, este o schemă care se orientează pentru investitorii mari, pentru clădiri instalate relativ mari, la nivel la scară Republicii Moldova. Nivele pe putere instalată la sursele de generare fiind peste limita de capacitate. Limitele au fost aprobate iulie și avem 1 MW pentru bio, solar, hidro, în afară de eolian. La eolian limita respectivă fiind de 4 MW. Ceea ce înseamnă că orice producător de energie regenerabilă cu putere instalată mai mare de 1 MW pentru toate, mai mare de 4 MW pentru eoliene, urmează, pentru a beneficia de schemă de sprijin din partea statului, să participe la licitație organizată de către guvern, în conformitate cu regulile stabilite în regulament cu privire la desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil. Astfel, câștigătorul licitației, oferind criteriul, prețul cel mai mic, urmează să câștige licitația și să vândă energie electrică produsă de facilitate centrală respectivă pe parcursul a 15 ani. A doua schemă de sprijin, care se numește tarif fix sau fie din tarif, cum mai este utilizat termenul respectiv, este o schemă pentru producători mai mici, cu o putere instalată până la limitele de capacitate care le-am menționat anterior. Acoperișul. Inclusiv. În dependență de capacitate și o să fac referire la ei pe ulterior. Pentru schema de sprijin tarif fix, un potențial producător va beneficia de schema de sprijin dacă obține statutul de producător eligibil prin confirmarea statutului în conformitate cu regulamentul care urmează să fie aprobat de agenție de reglementare. După cum am menționat, proiectul respectiv este la etapa de realizare și definitivare și în următoarea perioadă urmează să fie aprobat și proiectul. Urmăriți site-ul agenției și o să obțineți toate informațiile necesare. Statutul se confirmă în conformitate cu procedura primul venit, primul servit. Adică, este o limită, adică cuota maximă admisibilă stabilită de guvern prin hotărârea lor și, în conformitate cu cuota, pentru X producători până la atingerea cotei, o să fie confirmat statutul în dependență de tipul tehnologiei utilizat. Eolian, solar, biomasă și așa mai departe. Dosarele urmează să fie înregistrate la agenție și evaluate în conformitate cu ordinea cronologică cum o să fie înregistrat. Oferim statutul persoanelor care, într-adevăr, îndeplinesc cerințele care sunt stabilite în regulament. Pentru cei interesați de regulamentul, puteți să-l găsiți la faza de proiect, puteți să-l găsiți pe site-ul agenției pentru a vă familiariza cu cerințele generale. Al treilea mecanism este mecanismul care urmează să beneficiază toți. Și un mecanism care vine să aducă conceptul care l-a menționat domn profesor, conceptul de prosumer. Este mecanismul de contorizare netă în care orice utilizator de sistem, consumator, casnic, non-casnic, poate să beneficieze de un mecanism care, instalând o instalație generală, panouri fotovoltaice, tot vorbim despre ei, care să nu depășească limita capacitatea admisă cu operatorul de rețea. Pentru un consumator casnic vorbim de acești 3-4 kW de putere instalată. În baza contractului semnat cu furnizorul la tarife reglementate, local, pe NOSA sau pe furnizarea energiei în ordine pentru cetățenii din nordul țării, urmează să vândă surplusul de energie produs la tariful mediu a energiei electrice, la tariful reglementat, de fapt. Astfel, dispare necesitatea de a dota sistemul individual cu instalații de stocare pentru a capta energie, surplusul de energie captată, o economie pentru potențialul consumator. Surplusul fiind vândut în
pus la generat de rețea și ulterior, odată în an, furnizorul urmând să achite surplusul de energie sau energie respectivă la tariful menționat anterior. Aici și de tot este o limită și limita respectivă este că oricine poate beneficia de mecanismul respectiv dacă are o putere instalată sursă de generare până la 200 de kW. Adică vorbim de întreprinderi mici, mijlocii, consumatori casnici și facilitățile mici.